Este vorba de oameni noi în politică, de oameni tineri, motivați și care au înțeles clar care este mesajul străzii, adică acela de fețe noi în politică, de partide noi și de schimbare. Schimbare până la capăt. Dacă vorbim de schimbare, aceasta trebuie să fie până la capăt. Eu o să vă prezint astăzi candidații noștri în ceea ce privește primăria municipiului Mediaș. Este vorba de oameni noi în politică și anume candidatul nostru pentru primar este Alex Olteanu, un manager care nu a mai făcut politică. Pentru prima dată a fost înscris în Partidul Mișcarea Populară acum 2 ani, om determinat, motivat, cu experiență de viață și totuși tânăr. Om care vrea să facă schimbare și schimbarea să fie, așa cum v-am spus, până la capăt. De asemenea, este vorba de colega mea, doamna Petruțiu Simona, de profesie jurist și care va fi printre primii oameni de pe lista Consiliului Local Mediaș, al Partidului Mișcării Populare. Este vorba de oameni noi, oameni care doresc să reformeze, cum v-am spus, viața politică actuală și noi, în premieră, pentru dumneavoastră, vă spunem că noi prezentăm Medeșenilor o ofertă atât de candidat pentru primar, domnul Alexandru Olteanu, cât și pentru candidat pentru viceprimar, doamna Petruțiu Simona. Suntem singurul partid care vine cu această propunere. Propunem atât primarul, cât și viceprimarul. Partidul Mișcarea Populară este partidul care a înțeles mesajul străzii de a aduce oameni noi. Aceasta este ceea ce noi putem oferi oamenilor. Oameni politici necompromiși, oameni politici care nu se bazează pe experiențe nepotrivite, ca să zic așa, în partide compromise, în partide care au arătat ceea ce pot, adică nimic. Partidul Mișcarea Populară este partidul tânăr, partidul viitorului, partidul care va schimba România și o va duce acolo unde este locul, adică va continua procesul de europenizare al țării noastre.